când nu era vânt, nu prea se vedea pericolul. Acum vedem norii de praf care se ridică pe strada vaselor și se duc în tot restul orașului. Că aici e strada destul de centrală. Lângă Foișor, lângă Piața Obor, lângă Iancului. Tot praful ăsta ajunge în nasul, în ochi, inclusiv în plămânii celor de la Garda de Mediu, de la primărie. Și nicio reacție. Ei consideră că așa trebuie să fac un șantier într-o metropolă. Praf fără garduri, fără mijloace de protecție pentru muncitori. Ia uitați-vă. Praf în față, praf în urmă, nisip. Și în capul străzii mai e un șantier tot așa iresponsabil. Văd deseori nori de praf de la el. Aici ud nisipul doar pentru că a plouat aseară, dar azi nu l-a udat nimeni, ca să nu se ridice. Am filmat dimineața cum făceau praf. Îi filmez și la sfârșit de program cum fac colb. Aceeași echipă năzdrăvană, același șantier de pe strada vaselor. Colț cu calea moșelor, deci centrul capitalei, acolo-i foișorul de foc, halal și rușine.